După ce medicii au anunțat o explozie a cazurilor de varicelă în Timiș, încă nu se poate vorbi despre o scădere, numărul cazurilor noi fiind constant. Într-adevăr, am putut observa o creștere a numărului de cazuri de copii, cel puțin cu varicelă. După renunțarea la măsurile anticovid, mai ales la purtarea măștii, s-a produs o explozie de cazuri în județ. În școli, elevii care au varicelă sunt lăsați acasă și sălile sunt dezinfectate, virusul având o transmitere comunitară. Varicela sau vărsatul de vânt este o boală infecțioasă care duce la apariția unor vezicule pe corp. Virusul care cauzează varicela, varicelo-zosterian, se transmite pe cale respiratorie, prin aer sau prin contact direct cu persoana infectată, fiind întâlnită cel mai frecvent iarna și primăvara. Perioada de incubație poate fi între 10 și 21 de zile, în majoritatea cazurilor este însă de 2 săptămâni și adulții pot dezvolta forme severe de boală care se manifestă printr-o suprainfecție la nivelul pielii și care poate duce, dacă nu este tratată cu antibiotice, la septicimie. Primele semne de boală sunt febra sau stările subfebrile, oboseala, durerile de cap sau un apetit scăzut. Mai apoi apar și semnele pe corp. Persoana cu varicelă poate transmite boala într-un interval de 1-2 zile înainte de apariția erupției și rămâne contagioasă până când toate veziculele au format cruste, de obicei în 5-7 zile. Primele simptome ale bolii sunt de obicei ușoare la copii, dar pot fi severe în cazul adulților. Ca o primă etapă apare febra, subfebrilitatea, adică copilul are 37, 37 cu 5, 38, 38 cu 5. Așa, schimbare de dispoziție, este mai apatic, nu are aceeași poftă de mâncare ca în zilele lui bune. Ulterior, în 2-3 zile, apare erupția specifică de varicelă, care sunt acele vezicule ce cuprinde tot corpul. După 1-2 zile apare erupția cutanată, care este simptomul clasic al varicelei, inițial sub forma de pete roșii. Erupția se transformă în blistere pline cu lichid clar sau tulbure, care produc mâncărime și care în cele din urmă se transformă în cruste. Erupția poate apărea mai întâi pe față și piept și apoi se răspândește pe restul corpului, inclusiv în interiorul gurii, la nivelul pleoapelor, scalpului și zonei genitale. Timp de 5-7 zile, zilnic apar noi pete roșii care evoluează către vezicule și apoi cruste. Durează aproximativ o săptămână ca toate veziculele să se spargă și să formeze cruste. Dacă ești însărcinată și ești sigură că ai avut varicele în copilărie sau dacă ai fost vaccinată împotriva varicelei, atunci ai imunitate față de virus. Însă multe persoane nu cunosc cu siguranță dacă au avut vărsat de vânt în copilărie. În plus, vaccinul antivaricelă nu a fost disponibil decât începând cu anul 1995, astfel încât puține femei care acum sunt însărcinate au fost vaccinate. Cea mai bună metodă de prevenție împotriva varicelei este vaccinarea. Copiii, adolescenții și adulții ar trebui să primească 2 doze de vaccin împotriva varicelei. Vaccinul este foarte sigur și eficient în prevenirea bolii. Dacă o persoană vaccinată face varicelă, forma bolii este ușoară, cu câteva pete roșii sau vezicule și cu febră ușoară sau deloc. Vaccinul împotriva varicelei previne aproape majoritatea formelor severe ale bolii. Acesta este recomandat până la 12 ani, dar se poate face și la vârsta adultă. Vaccinarea pentru virusul varicelo-zosterian se poate face începând cu vârsta de 9 luni. Acest vaccin nu face parte din schema obligatorie de vaccinare, deci practic este un vaccin facultativ. Dacă părintele dorește să vaccineze copilul pentru varicelă, trebuie să-și achiziționeze din propriul buzunar, ca să spun așa, vaccinul. Se face în 2 doze. Dozele să nu fie mai depărtate de 6 săptămâni. Îl poate face și adultul ca și parte de vaccin. El este foarte bun, deoarece ne protejează pentru a nu face o formă severă de varicelă.